Bună! Sunt Andreea, AG Billy, și astăzi vreau să-ți dau încă un motiv pentru care să trăiești, să zâmbești și să iubești. Tu îți creezi viața. Cu fiecare gând, cu fiecare vorbă, cu fiecare faptă de-a ta faci acest lucru. Și cu cât pui mai multă energie în acestea, cu atât ele devin mai puternice. O să-ți dau un exemplu din viața mea. Am început să scriu ficțiune când eram foarte mică, apoi m-am oprit să fac lucrul ăsta, însă undeva pe la începutul anului 2012, cumva mi-am dat seama că aceasta este menirea mea în viață și am hotărât să o urmez. Un prieten mi-a povestit despre London Book Fair, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei de publishing din Europa, și mi-a spus ar trebui să mergi acolo și să cauți un agent literar. Am plecat la acel eveniment cu un portofoliu care conținea câteva povestiri scrise de mine în limba engleză și cu convingerea că nu mă voi întoarce în România cu mâna goală. Și așa a și fost. M-am întors de la acel târg fără să fi avut susținerea nimănui, cu un contract pentru publicarea unei cărți în Marea Britanie, ceea ce mi s-a părut extraordinar pentru cineva care trăise toată viața în România, nu-i așa? Lucrurile păreau să fie extraordinar de bune, respectiva firmă promisese că va face publicitate, că va promova cartea chiar și în Marea Britanie, însă odată ajuns înapoi acasă am început să fiu cuprinsă de îndoială și să mă gândesc, oare chiar așa se va întâmpla, oare va avea succes cartea mea, și ghiși ce s-a întâmplat. În momentul în care am lăsat acele îndoieli să mă cuprindă, lucrurile cumva au început să scârție. Trebuia să am o conversație cu reprezentanții editurii pe Skype, se întâmpla ceva și nu mai aveam acea conversație, și în noiembrie, tot în 2012, chiar înainte ca acea carte să fie lansată pe Amazon, directora editurii, cea care crezuse foarte mult în mine și își dorise acel proiect, și-a dat demisia de la editură, iar lucrurile nu s-au mai întâmplat așa cum trebuia să se întâmple inițial. Ei, mi-am dat seama că am avut un rol în tot acest demers și asta este valabil și în cazul tău, pentru că așa îți spuneam, tu îți creezi viața. Însă ceea ce nu se spune foarte des și ceea ce nu se spune foarte clar în filme ca The Secret este că dincolo de mintea noastră conștientă, cea care are un rol foarte mare în ceea ce atragem în viața noastră este mintea subconștientă. Mintea subconștientă este locul în care se stochează încă din anii fragezi ai copilăriei acele credințe subconștiente, credințe limitative, gânduri, valori. Este practic un cumul de factori care ne ghidează viața, care cumva ne fac să trăim pe pilot automat și de foarte multe ori să reacționăm în loc să acționăm. Iar pentru a-ți da seama unde ai de lucru în viața ta și ce credințe limitative practic te guvernează, este suficient să te uiți la ceea ce se întâmplă în viața ta, în toate zonele, carieră, bani, relații, de cuplu, sănătate. Și acolo unde ceva nu funcționează, înseamnă că practic ai de lucru cu tine și trebuie să vezi ce credințe limitative ai. De exemplu, o credință limitativă de genul banii se fac greu sau oamenii bogați sunt niște oameni care sunt răi, te vor împiedica cumva să atragi în viața ta abundența pe care tu ți-o dorești și pe care de altfel chiar o meriți. Ei, asta este. În momentul în care alegem să fim creatori conștienței vieții noastre, trebuie de asemenea să renunțăm la rolul de victimă, pentru că în momentul acela știm că viața nu ni se mai întâmplă, ci știi, și știm că noi facem viața să se întâmple. Poate să fie o mare provocare, dar este de altfel atât de minunat, pentru că deodată te simți plină de energie și plină de putere. Așa că mantra pe care eu ți-o propun astăzi este următoarea. Eu îmi creez viața în mod conștient.